Așadar, dragilor, vă spuneam că forța de muncă scade la o zi la alta, de la o săptămână la alta, de la un an la altul. Și pe cele două linii pe care le am aici, plus, cum ați văzut, utilajul de acolo care s-a adunat, numai să le mulți dintr-un loc în altul și îți consumă timp, dar să le întreții, să faci toată treaba. Ce mai am la vânzare? Sigur și familii. Familii și atât cum vă arată acum. Albina, deși 6 și, dar fiindcă am dat un pic de stimulant cu completare și cu stimularea în continuare, albina se mișcă. E, ce am acum, dragilor, este așa. Am câte 3 în 1. Așești 3 în 1. Îi dau în felul următor. Observați că sunt 5 rame. Au fiecare câte minim 2 kg de miere pe cele 5 rame. 5 ori 2, 10 rame. 10 kg, deci. Și aici, lateral, se află și hrănitorul. Nu? Vă spuneam că am mai completat. Acum este ultima zi când mai intervin. Cu asta am terminat, cu completarea hranei și stimularea. Cam 230 de lei pe fiecare compartiment. Deci 700 ar veni pe 30 de kilograme, numai pe miere, dragilor. Dar când ne gândim 10, 10, 10, 10, 30 de kilograme de miere pe cântărite. Facem stupul deoparte și ramele deoparte și o să vedeți că așa este. Pe 30 de kilograme de miere aproape ți-ai scos plata. Îți rămâne albina, ramele, o ramă de asta crescută fără 10 lei nu se dă, și ramă crescută fără 10 lei nu se dă, că ar fi goală. Da? Și iată că sunt 15 rame, mai există și hrănitorul acolo lateral, care e 5 lei, deci 6 ori 5, 30. 5, am zis 55 de lei. 55 de lei fiecare compartiment. Ramele și albina, mărcile de anul ăsta. Asta spun că cei care se pot orienta și doresc la 230 de lei fiecare compartiment, deci 700 de lei toată albina, 3 mărci, 3 familii în final, în primăvară, are o șansă unică, pentru că nu m-aș gândi să fac chestia asta acum, dar v-am spus de ce am prea multe și nu mai pot să mai gestionez. Am și multe probleme de rezolvat. Începe și matematica acum. Cei care aveți copii, apicultorii care aveți copii, care aveți nepoți, știți bine că Prof Online trage foarte tare și cu videomanualul matematic. Chiar așa. Deci clasa a 3-a, a 1-a, a 3-a, a 4-a, a 5-a, a 6-a, a 7-a și a 8-a sunt complet făcute. Lecții de lecții, dragilor. Deci cei care aveți copii, apicultori, nepoți, trimiteți-i pe Prof Online și acolo, așa cum vedeți la apicultură, atâtea lucruri interesante, și la matematică sunt lucrurile și mai interesante. M-am ocupat și mă ocup în continuare de partea creativă. Ați văzut Biostupul cum a apărut, ați văzut istoricul. Deci când ai preocupări de astea, de a face ceva pe care, mă rog, să fie împionerat, să fie pentru prima dată, să te stoarce de energie, dar îți dă și satisfacția asta de a privi în urmă și a vedea niște lucruri care sunt ale tale. Acest Biostup rămâne. Da? poate altcineva îl lucrează, îl aranjează, îl finisează mai departe, nu știe cât în continuare și Viorel ce va putea să facă încă la el. Că observați, căutăm din ce în ce să-l finisăm, să-l rafinăm, să-l valorificăm, să-l... E hardul pe care încercăm să-l adaptăm cât mai bine pentru softul acesta minunat care e albina. Albina acolo să încercăm să ne înțelegem cu ea, să vedem, să optimizăm, încât lucrul să fie cât mai bun, mai... să-i creăm condiții cât mai aproape de cele naturale. Toată povestea și noi să exploatăm cu ușurință produsul pe care îl găsim la albină. Da, știți bine, aici nu mai insist, colectoare de polen, fundul antivaroa, toate acestea sunt lucruri. Da, și o ladă. Hai să vedem și o ladă de asta. Deci, numai lada, asta cum o vedeți aici, împreună cu, am zis, 700 de lei va fi albina și lada, numai lada de jos, corpul de jos, cât să zic eu, 200, cu colectoare de polen cu tot, da? 200, deci 180, hai să nu, deci 180 cu 7, 880. 880 ar să fie un Biostup. Dacă lada e nouă nefolosită, cum este lada asta, pusă acum albină, așa rămâne. Dacă nu, 150 lăsăm lada și sigur că mai iei și alte lăzi de acolo, cum ați văzut la magazii pe lângă el, încât să ai în primăvară, dar asta e povestea ta. Deci important este conținutul celor trei, înseamnă, așa cum am spus mai devreme, 700 de lei. Iar lada, dacă e nouă, 200, dacă e 180 dacă e nouă și dacă 150 dacă a mai fost folosită. Mai sunt și lăzi care au mai fost folosite un an, doi, da? Și atunci numai starea lor să fie perfectă, da? Asta e important. Deci să fie în stare perfectă. Că se văd. De la exterior te uiți la el și îți dai seama ce fel de ladă, cum arată. Da? Așadar, dragilor, anunț cei care sunt doritori și își vor să prindă un moment favorabil, că nu dai așa la prețul de astea, ci dai pentru că vrei să-ți restructurezi activitatea, altfel stai aici, nu mai termin treaba, iar matematica a început, copiii au început școala și eu sunt presat și sunt cerut să încep activitatea cealaltă. Deci nu-i deglumit și nu-i o treabă ușoară. Aceste două proiecte au început să mă supra-solicite și eu de unul singur nu reușesc să fac față decât dacă mă restructurez. Ăsta e motivul, ca să înțelegeți foarte bine. Deci sunt aproape 100 de Biostup care stau pe poziție cu 2 și 3 familii, majoritatea cu 3 familii. Numai să vezi ce se întâmplă fiecare, ce s-a întâmplat, ce a ajuns, cum s-a întâmplat. Numai astea, să stai să te gândești, te stoarce de energie și de efortul maxim trebuie să le pui. Așa încât vă aștept ca... Am mai vândut, și drept, o parte, dar încă vreau să mai vând, că mi-e greu, să zic așa, da. Mi-e greu cu atâta volum de muncă. Ce să vă spun? La revedere și să ne auzim cu bine și să trecem iarna cu bine, că asta e lucru important. Da, felul în care ne pregătim acum depinde, de asta depinde și reușita și trecerea peste iarnă. La revedere, dragilor! Pe curând!